Doamnelor și domnilor, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Apel. Dinozar este numele meu, gazda dumneavoastră aici la televiziunea Intermedia Suceava. Invitatul de astăzi este domnul Constantin Alexa, președinte al asociației Alex Group, profesor de legislație rutieră și foarte, foarte, foarte mulți ani de experiență de instructor auto. Bună ziua, mulțumesc pentru că ați acceptat această invitație. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și eu. V-am invitat astăzi pentru că avem niște modificări interesante ale legislației rutiere. Unele dintre ele despre care poate am putea spune că erau așteptate de ceva timp, altele poate care ne-au luat prin surprindere. Dar modificări care s-au adaptat și reflectă, nu? Noutățile sau ceea ce vedem și cu ce ne întâlnim pe străzile din România. Și am zis să facem o emisiune așa și informativă, în care să explicăm care sunt noile reglementări și eventual să mai și explicăm de ce a fost nevoie de introducerea unor sancțiuni, de majorarea sancțiunilor în cazul altor contravenții. Și să vedem dacă poate chiar a fost nevoie, da, de astfel de majorări. Sunt convins că ați văzut și dumneavoastră aceste modificări și vom discuta până atunci, așa, ca să zic că vin cu o întrebare introductivă. Aș vrea să vă întreb dacă vi se pare că perioada asta pe care o trăim în ultimii 2 ani a schimbat în vreun fel modul de manifestare pe drumurile publice în România. Au fost șoferii, să zic așa, prin modul în care se manifestă afectați în vreun fel de perioada asta de criză sanitară? Nu știu dacă chiar atât de mult afectați, dar pot să spun că drumurile publice au început să devină niște locuri în care fiecare vrea să-și facă legea, după cum vedeți. Toată lumea se grăbește, toată lumea vrea să ajungă undeva, fără să țină cont de ceilalți, fără să mai respecte o parte din regulile de circulație. După cum vedem, în 2020 au fost mai puține accidente. După aceea, cum un pic s-au mai relaxat treburile, numărul accidentelor au crescut iarăși foarte mult. Avem în continuare, la nivel de țară, spre 2000 de morți în accidente rutiere. E adevărat că marea majoritate a conducătorilor auto, dacă sunt întrebați, asta fără ca să supere cineva pe mine, toți vor spune: domne, dar ce străzi avem, domne. E adevărat și asta. Rețeaua stradală e foarte veche, e foarte de demult. Nu mai rezistă la numărul mare de autovehicule. Dar și marea majoritate a conducătorilor auto nu mai au niciun respect față de ceilalți participanți la trafic, nu mai au niciun respect față de regulile care sunt și de aceea sunt impuse. Eu chiar spun că unele modificări trebuiau mai drastice. Mai era loc acolo de... era loc. Vă dau un singur exemplu. Citind legislația franceză, pentru că ei au un 2 la 1000 voie alcool, cei care depășesc acest procent, da, erau sancționați, când eu citeam la ora respectivă, 137 de euro și 2 ani suspendarea dreptului de a conduce. Pe român, nu amenda îl face să se liniștească. Că unii plătesc, unii chiar au de unde plăti, unii nu plătesc niciodată. Cunosc persoană care are 15 amens pe rutieră la primărie și încă n-a plătit. Dar problema este că aceste amenzi se cumulează și primăria așteaptă ca să-și facă buget din aceste amenzi. Veci. O să aștept. Niciodată. Dar dacă sancțiunea complementară, am ajuns la 120 de zile, pentru unii situații nu e suficient. Cu suspendarea dreptului de a conduce, spune exact. Aia doare. Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule. Deci asta înseamnă cu adevărat o pârghie de a liniști pe unii conducători auto. În momentul în care ai dat un an
Doi, suspendarea dreptului de a conduce, cu siguranță se va liniști. Dar dacă pentru viteză îi dai 90 de zile, acum dacă depășește cu 70 km, îi dai 120 și el după o lună de zile se duce și dă examen și face cerere la șeful circulației să îi reducă perioada de suspendare, nu l-ai încântat, nu l-ai liniștit cu nimic. Din contră, se râde în nas. Aia, am stat 30 de zile și cu asta basta. Nu-i normal. Spuneați dumneavoastră de modelul francez. Eu, apropo de sancțiuni, mă gândeam dacă poate fi, nu știu, un model și ceea ce fac elvețienii. Să vorbim despre modelul elvețian, unde quantumul amenzii se calculează din procentual din venitul anual al contravenientului. Adică plătești nu în funcție, nu este amenda aceeași pentru toată lumea, amenda este calculată, nu știu cum, procentual din venitul anual, că ei au fisc acolo, care știe exact. Aici, că la noi nu avem. Se ajunge ca un milionar care, nu știu, depășește viteza să plătească și sute de mii de euro sancțiune. Ei, la noi, pentru că această posibilitate nu există de a urmări da, zic, modelul ăsta da, ar fi o variantă? Dar suspendarea de a conduce, acolo la IAS, acolo liniștește. În momentul în care el știe că pentru neasigurare, pentru nerespectarea regulilor la depășire, pentru neacordare de prioritate, poate să primească o suspendare de un an, sunt convins că nu se mai bagă așa cum. La ora actuală nu mai e garanția nici să traversezi drumul public, nu mai e garanția nici să mergi pe trotuar, nu mai e garanția nici să circuli cu un vehicul mai slăbuț, cum ar fi o bicicletă sau o motocicletă, doar vedeți câte accidente se întâmplă și culmea, în ultima perioadă, chiar foarte multe petreceri pentru pietoni. Da. Haideți să vorbim puțin la început despre alcool, dacă tot ați adus vorba, că mi se pare un subiect interesant și nu prea avem în monitorul oficial în modificările de acum, să zic, în zona asta, anumite actualizări. Și ați menționat dumneavoastră Franța, sunt și alte state în Europa și în alte continente care permit conducerea autovehiculelor pe drumurile publice cu o anumită cantitate de alcool în sânge. 0,2, 0,3. Da, 0,1, 0,1, da. 15, 0,2, în fine. Bineînțeles, această, să zic, permisivitate da. Vine la pachet cu măsuri drastice în momentul în care depășești, adică absolut. Și în Belgia și oriunde sunt astfel de situații. Care este opinia dumneavoastră, punctul dumneavoastră de vedere? Credeți că ar trebui și România să își relaxeze această regulă de 0,000, adică și dacă ai luat o bomboană de aia cu rom sau cu ce? Credeți că ar trebui relaxată? Credeți că ar trebui permisă oarecare limită sau să România trebuie să meargă în continuare cu această... Fără a fi răutăcios, dar conduc de 47 de ani, deocamdată parcă zic că nu suntem pregătiți. De ce? Dacă sunt reguli clare privind circulația pe drumurile publice și nu sunt respectate. Uitați-vă la ora actuală, avem 0 la 1000 alcool, da? Și îl prinzi pe unul, zice, am băut o bere, domnule. Păi dacă îi dat 0,2 la 1000, el bea 2 beri, 3 beri și zice, domnule, dar numai o bere, dar așa e organismul meu, că nu la tot se manifestă la fel. Educația noastră încă lasă puțin de dorit. Și asta, probabil că în timp vom învăța și lucrurile astea. Dar încă nu doar dacă vom avea o rețea de autostrăzi, dacă vom avea o rețea de drumuri cum trebuiesc, gen expres sau drumuri naționale europene care cu adevărat să-ți permită să circuli, poate fi și la noi, eu știu, 0,1, 0,2 la mie, dar până în alta, pe rețeaua asta de drumuri și la modul cum se circulă în stare 0,0 alcool, eu n-aș fi de acord. Deocamdată, eu știu, poate că cineva o să mă acuze.
are vreo legătură această decizie și cu autoritatea pe care o are, pe care poate să-și o impună poliția în rândul participanților la trafic? Da, sigur că da. Atâta timp cât găsim polițiști băuți la volan, atâta timp cât găsim polițiști care fac accidente rutiere grave, cum ar fi petreceri de pieton sau în intersecție unde nu acord prioritate, excluzând cu sistemelor de avertizare. Atâta timp cât încă găsim corupții în rândul poliției, vă dați seama că imediat se umblă la buzunar dacă știe că au băut două pahari în plus față de unul. Adică noi încă nu suntem pregătiți ca și francezul să meargă acasă, să bea un pahar de vin la masă, să uce la volan să plece. Nu, noi până nu terminăm sticla, nu ne ridicăm. Nu există un pahar, nu? Nu. Sau paharul ăla trebuie să fie cât o sticlă de un litru. Deschidem cutia Pandorei în cazul ăsta, nu? Sigur. Vor fi mulți care vor face comentarii, știu. Dar eu îmi spun un punct de vedere. Sunt de acord cu oamenii băuți la volan. Avem foarte mulți români și suceveni și români care lucrează în străinătate, lucrează în Franța, lucrează în Belgia, lucrează în alte state unde există lucrul ăsta și probabil au văzut ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă la noi. Există această discuție, am mai auzit-o. E adevărat, dar sunt și români care vin și aici să dau mari, că ei fac, că ei drag și dacă merge acolo, eu nu contest. Fiecare vrea să câștige un ban, fiecare vrea să trăiască bine, dar mă uit, de exemplu, la foști elevi de-ai mei, actuali instructori, care încep să vorbească urât cu elevul sau îl pun să facă. Și dacă sunt prin preajmă câteodată, că mai merg și eu la câte un examen să mă mai uit, mai merg și eu pe drumul public, îl întreb, tu când ai fost elevul meu, te-am jignit? Ți-am spus vreodată ceva urât? Am încercat să-ți explic ceea ce trebuie. De ce nu ai răbdare? Da, dar i-am spus de atâtea. Omul ăla este un novice. Vine să înveți la tine. Încearcă să fii. De aceea se formează și aceste clenciuri prin trafic. Vedeți că circulă la ora actuală o ipoteză că examenul auto va fi format din trei probe. Proba de sală, de traseu și bătaie în trafic. Da. Păi tocmai trebuie să iei punctaj și acolo. Da, dar dacă ar fi să mă gândesc la instructori auto, mai degrabă circulă vorba despre ei că ar fi glumeți, nu că ar fi, că ar fi nervoși sau supărați sau să, no. Și, să se ia de ele. Nu? Că așa se spune, că instructori auto de obicei spun glume, spun bancuri. Bun, dar în momentul în care ai traficul care îl ai la ora actuală, nu-ți mai vine să glumești veci. Când elevul se mișcă și mai greu la volan, că e la început de activitate și când traficul e atât de greu și nu-ți mai vine. Haideți să vorbim puțin și despre accidentul ăsta care a zguduit România în ultima perioadă. Ați făcut și dumneavoastră referire. Este vorba despre accidentul din capitală, unde o auto specială de poliție condusă de un agent a lovit două fete care traversau pe trecerea de pietoni. Una dintre ele a murit, cealaltă a suferit leziuni. S-a vorbit foarte, foarte mult. Probabil ați urmărit și dumneavoastră subiectul, ați văzut și imaginile. S-a vorbit despre faptul că acea mașină avea rampa luminoasă pornită, girofarul, cum îl spunem noi, dar nu avea și sirena, semnalele acustice. Da. Pentru că există prevedere, în apropo de codul rutier, în care se precizează că autospecialele de intervenție au prioritate în momentul în care au semnalele acustice și luminoase în funcțiune. Cum ați văzut dumneavoastră de aici dezbaterea publică pe această chestie? Problema e următoarea. Fără ca să intru în amănunte și fără să dau eu cu părerea că nu judec eu pe nimeni, dar marea majoritate a polițiștilor, jandarmilor, cei de la ISU și cei de pe salvări, marea majoritate, nu au nimic în plus față de o școală de conducători auto și atât. De ani de zile vorbesc, trimit și la Ministerul Transporturilor, am trimis propuneri,
am trimis și la direcția de permisie. Luând-o mai de jos, perioada de școlarizare pentru un cursant nu este cea optimă. Întotdeauna am spus că perioada de școlarizare trebuie să fie egală vârsta plus 10. Este experiența mea de 30 de ani, ca ore de conducere la școală. Vine un copil de 20 de ani, iar eu, instructor auto, în 30 de ore l-am învățat, pentru că se mișcă, pentru... În momentul când vine un cetățean de 50, cum să-l învăț eu pe omul ăla în 30 de ore conducere auto, când eu, dacă îi amintesc că trebuie să-și arunce privirea în oglinzi din 5-6 secunde, în toate oglinzile, el abia reușește, că motivează, mă ține ceva aici după cap, domn profesor, când eu îi spun că prea încet se mișcă cu capul, cu privirea, îl ține ceva așa. Și la sfârșit are pretenția să conducă ca mine. Deci nu-i corect. Ia dăm tu, Ministerul Transporturilor, un ordin al ministrului prin care modifici această programă școlară, scrie acolo vârsta plus 10 și acel om care va veni la mine la școală nu va mai avea impresia că eu vreau să-l jumulez de bani când îi spun, domnul, trebuie să mai faci 10 ore sau trebuie să mai faci 5 ore. Uite, ăsta iar vrea să-mi ia bani. Nu. Un alt aspect. Acești martori la examinări, ce caută un elev care urmează să dea examen cu același polițist în spate? De ce în spate nu stă examinatorul și în dreapta să stea instructorul? Ați văzut și la Tulcea, când accidentul ăla în timpul examinării, da, l-a aruncat pe polițistul cel jos, de, era să dea ortopope. Și el trebuie să fie sancționat ca și orice instructor care e în timpul orilor de conducere. Da, responsabilitatea, da, lui conform legii. Păi nu? Cu ce a intervenit el? Fata aia de la volan s-a pierdut, e începătoare, e elevă, dar el ca și examinator, revin, toți conducătorii auto, de pe aceste autospeciale, n-au nimic în afară de această 30 de ore de conducere și cu asta basta. Fiecare a luat permisul cum știe el că l-a luat. Eu nu acuz. Dar, acum câțiva ani de zile, personal am fost la Consiliul Județean, am vorbit personal cu Titi Aur, nu că este specialist, dar era singurul pe vremea aceea, și vorbisem cu el pentru 4.000 de euro, 5.000 cu tot cu TVA, școlarizam, venea el cu 5 simulatoare auto, cu un tir pe care are o sală de clasă de 20 de locuri, venea în parcare la Carrefour, vorbisem și conducerea Carrefourului. Școlarizam 120 de cursanți, toți conducători auto pe autospeciale. Salvare, ISU, jandarm, poliție. În momentul în care faci un curs de conducere defensivă, acum vine cu legislație, că ce vorbim noi, unde facem? Cine merge din Suceava la Brașov sau la București să facă cursul? Doar patronii care au o flotă auto cum trebuie, ține la mașinile și la oamenii lui, prin rotații dă, pentru că va plăti din cotă parte din profit. Dar cineva, ca persoană fizică, nu-și va permite nimeni să meargă, să stea două zile, să facă, să-și plătească cazare, masă, plus curs, plus toate celelalte. Nimeni nu merge. Ce vorbim prostii? La ora actuală, dai legislație și spui că vrei conducere defensivă. Dar nu există școli de conducere defensivă. Inclusiv Titi Aur nu face instructor de conducere defensivă, face doar cursul pentru conducător auto. Dar eu, dacă vreau să merg acolo, să mă fac instructor de conducere auto, ca după aceea să vin în ceva să fac, n-am unde face cursul. Deci, da, probabil mulți au auzit conducere defensivă și s-au întrebat, ce-i aia? Da. Acum câțiva ani de zile am vrut să înființez un poligon undeva în Suceava. N-am găsit terenul necesar. Printre blocurile cu... de pe cartodrom. No, acum cu bordură, cu asta să vin să arunc
n-aveam eu posibilitate atunci să modific o mașină, să pun cărucioare în spate și câte altele pentru derapaje controlate, dar măcar niște ulei ars aruncam pe jos și veneam cu eleu și făceam niște derapaje controlate și tot era în avantajul omului. Să nu te-am pus să vâiți volanul ăla când vezi că ți fuge la că spatele. Ai făcut 30 de ori de conducere, le-ai făcut așa cum le-ai făcut, le-ai făcut pe timp de vară, vei da în primăvara viitoare examen și abia în iarna cealaltă vei conduce. Și acolo o să te trezești că mașina nu te ascultă, că parcă accelerezi de pomană sau așa. Nu așa. Nu facem o legislație. Uitați-vă modificările de acum, da? Au spus că vor intra în 30 de zile în vigoare de la data publicării monitorului oficial. Dar și-au luat marja că peste 90 de zile de la data publicării vor face modificări la regulamentul de aplicare a ordonanței. Ce facem noi în astea 90 de zile? Aplicăm legislația. Dar am regulamentul care mă ține în spate? Nu. Și atunci cum fac? Păi se aplică, că așa zice monitorul oficial. Bun, deci care este propunerea? Sau ce spuneți dumneavoastră că ar trebui să... cum ar trebui să fie pregătiți șoferii autospecialelor de intervenție? Pentru că, într-adevăr, polițiștii, dacă au de urmărit un șofer care nu oprește sau dacă au de ajuns rapid la un eveniment, calcă pedala, se duc. Șoferii de ambulanță, șoferii mașinilor de pompieri, într-adevăr, au nevoie să circule în regim prioritar. Cum să fie pregătiți suplimentari față de alea 30 de ore pe care le-au făcut, când le-au făcut, când le-au permis? Când le-au făcut și cum le-au făcut? După cum ați auzit, discutam și afară cu câteva persoane care zice, domnule, nu mai sunt la curent cu legislația, bar nu mai am nimic, că cum ăștia au modificat și-o. Deci, vedeți? Conducem sunt... pe rost, așa și noi. Exact. Mergem în trafic și ne luăm după cel din fața noastră și cu asta basta. Nu. Deci, aceste cursuri de conducere defensivă sunt foarte bune, dar ar trebui de făcut măcar la nivelul fiecărui județ. Eu, părerea mea este că primăria trebuie să se implice. Vă dau un exemplu. Eu am școală de șoferi. Dumneavoastră aveți școală de șoferi. Mai sunt câțiva colegi care au școală de șoferi. Eu mă duc la primărie și cer o bucată de teren. Și primăria, prin absurd, spune-mi că ne dă 20 de ani ca să fac eu un poligon. Păi din uzară, de ce să nu meargă la primărie să ceară și el? Nu? Că e normal, are și el școală, ca și Alex, așa mai... Să duce celălalt, cere și ăla. De ce toată lumea ar trebui să-și facă câte o bucățică de poligon? De ce n-ar trebui primăria să facă un poligon și pe baza unei programări și a unor taxe, așa cum mă duc în parcare și îmi plătesc o taxă pentru o oră, două, tot așa să mă duc și în poligonul respectiv, este un singur poligon, mă duc cu mașina, încerc să execut acolo niște manevre și am rezolvat oarecum problema. De ce? După cum vedeți, și eu nu-i acuz pe instructori, sunt forțați să facă tot felul de manevri în trafic. O parcare laterală, dat-o cu spatele, n-ai cum altfel, n-ai unde. Te duci într-o parcare privată, te fugăresc cei de la supermarket, te fugăresc cei de la rulmentul, unde să te duci în altă parte? Că nu poți să te duci în câmp, că te afunzi, și-i terenul cuiva, plus de asta n-ai repere, n-ai mașini, n-ai una, n-ai alta. Deci sunt ori primăria, pe o anumită suprafață de teren, cred că ar putea să facă, să înființeze acest poligon și pe baza unor programări și a unor taxe, fiecare instructor se poate duce să lucreze jumătate de oră, o oră. Că toată lumea, după cum au zis, zice, domne, pe vremea mea când se făcea poligonul, altfel era așa. E adevărat, dar uitați-vă la condițiile actuale. Cum să-l acuzi tu pe un instructor că nu-l învață parcarea laterală dacă el nu are unde să o execute? Unde să te duci? Asta e, și ajungem și la modificări. Asta e o problemă pe care am mai auzit-o de la prieteni care au susținut recent examenul pentru obținerea permisului de conducere, pentru că deja instructorii au învățat cam care sunt traseele pe care le abordează polițiștii examinatori, cam care sunt cerințele în timpul examenului și își învață mai mult elevii acele trasee și acele manevre pe care știu că le solicită polițiștii examinatori. Și sunt unele parcări, cum ați spus dumneavoastră, cele perpendiculare, cu spatele, care niciodată nu se cer la examen.
parcări pe care nu le-au făcut niciodată în timpul școlii de șoferi și nu știu. Da, aici sunt două variante. Unu, când cursantul știe să meargă și nu are unde să facă acele parcări. Doi, sunt și posibil variante în care cursantul nu este încă în stare să plece cum trebuie de pe loc, să țină mașina în linie dreaptă, de el vrea să facă parcări. Și în momentul în care, cum să-l înveți pe un om să facă o parcare când el încă nu știe să plece de pe loc și încă nu știe să... Așa este. Vorbim despre modificări, sunt multe. O să încercăm să trecem așa în mare printre ele. Cea mai elementul de noutate absolut, să spunem, introdus conducerea în acest agresivă. Moment, este tocmai definirea, introducerea și definirea conceptului de conducere, comportament agresiv în trafic. Era probabil momentul să apară și la noi absolut. O astfel de poveste. Am vorbit deja despre faptul că există, spuneați dumneavoastră și mai devreme, despre faptul că există așa o nervozitate în traficul din România și o să încercăm să vorbim despre cele câteva situații care au fost definite clar prin această de ordonanță. Așadar, prin comportament agresiv, să spunem, sau prima dată să spunem clasa de sancțiuni? Nu, haideți să stabilim și după aia spunem clasa de sancțiuni, ca în lege, da? Prin comportament agresiv se înțelege efectuarea pe drumul public de către conducătorul de vehicul a uneia din următoarele manevre. Și discutăm despre A, deplasarea succesivă de pe o bandă de circulație pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta în scopul depășirii unui șir de vehicule care circulă în același sens. De ce e comportament agresiv? Păi vrea să fie primul, vrea să ajungă. Ei nu gândesc un lucru, că în orice moment, trecând de pe o parte, pe cealaltă, poate să-ți apară o persoană, un copil, un animal, care să te împiedice după aceea și să te forțeze, să iei alte măsuri asupra volanului și să produce accidentul. Poate să iasă cineva dintr-o intersecție, din stânga, din dreapta, și să te sperii. Deci sunt atât de multe... Și în loc să ajungi unde trebuie, cu siguranță ajungi la spitalul Ștefan cel Mare. Pentru că nu poți altfel. Azi, mâine, poi mâine, îți merge, dar până într-o zi. Nu întotdeauna. Și nu-mi dau seama care ar fi motivul să te duci, să depășești. Da, există o variantă. Legislația spune clar. Pe drumurile cu două benzi de circulație în același sens, se va folosi banda 1. Banda 2 fiind folosită doar pentru virajul stânga și pentru depășiri. Dar atât de bine să depășești și să revii. Cum se folosește în Suceava din centru spre Burdujeni? Doar banda 2 și ai impresia că acolo a dormit la volan și mergi pe pilot automat. Dă-i și-o băgat el 30-40 la oră. Sunt și începători de genul ăsta, sunt și școli de șoferi de genul ăsta. La școlile de șoferi le-aș da un pic de un atu în plus, pentru că instructorul gândește că la un moment dat o să fac undeva la stânga și ca să fie preselectat, cum e atât de aglomerat pe benzele noastre, zice, stau eu aici că îndată fac stânga. Dar cursantul trebuie învățat să folosească banda 1. Mie mi s-a întâmplat să merg cu amici de-ai mei în mașină și zice, gata, cu tine nu mai merg. Ce, tu mă ții în banda 1? De unde? Dacă așa spune legislația rutieră. Așa spune. E, nu toată lumea vrea să înțeleagă lucrul ăsta. În moment, de foarte multe ori, după cum vedeți, aceste intersecții se blochează datorită unor oameni care se bagă în față. Nu a celor care respectă legislația și își văd de cursul lor normal. Nu. Sunt cei care vor să șmecherească. Sunt cei... Uitați-vă numai când vin de la Ițcani, la pasarela de cale ferată de acolo, de la Selgru. Da. Prin partea dreaptă, eu mai fac deodată, mă uit în oglindă, fiind primul la semafor, văd că are intenția, că reduce mai din timp ca să prindă verde și sunt pregătit și mă plec și trag spre dreapta
și îl bag până la stâlpul cel așa și face tot felul de semne. Din piața cu apartament agresiv acolo. Dar măcar vreau să-l potolesc. Că el se duce mai încolo și în sensul giratoriu face la fel și în următoarea intersecție face accident. Măcar să înțeleagă că nu așa. Dar polițiștii noștri, în loc să stea la pândă prin alte locuri cu radarul, dacă ar sta acolo, pentru că asta e 60 de zile, depășirea neregulamentară prin dreapta. Da, e suspendare. Sigur. E suspendare. Și ar face un pic de curățenie. S-ar mai elibera drumurile publice de mașini, iar mai potoli pe câte unii, că nu-i normal. Te duci și stai acolo la 3 semafoare de la pod și când ajungi primul, vine altul și, tot nu poți să treci. Deci, vedeți, lucruri care, comportamentul ăsta agresiv, dar eu stau și mă întreb la altceva. Cum vom dovedi? Asta mă gândeam și eu, că fiecare dintre noi suntem amândată. Dacă eu duc imagini pe camera mea de bord, zice că nu e omologată, că nu e verificată metrologic. Deci tu, minister, înainte de a trece la modificarea legislației, de ce n-ai venit să montezi niște camere de luat vedere, așa cum se spune, că vor monta în următoarea perioadă 600 de camere la nivel de nu știu ce. Uitați-vă numai pe autostradă, dimineața arăta, când l-au zăpăcit pe unul și i-au format toată mașina, săracul, numai cățelușul ce l-au rămas în portbagaj, un camion care folosesc banda de urgență. Vi se pare suficient de bine definită această contravenție? Da, sau lasă loc de interpretare? Tot lasă loc, dar dacă am putea să și probăm toată povestea asta. Știți cum e? Contravenția este constatată de agentul constatator cu propriile simțuri. Adică el vede cu ochii lui că se plimbă așa agresiv de pe o bandă pe alta. Cel care se pune în dificultate pe ceilalți participanți la trafic, le creează un stres suplimentar. Cel care se plimbă de pe o bandă pe alta, doar dacă are ghinionul să-l vadă un polițist, poate să pățească ceva. Da. Că eu degeaba îi spun polițistului sau eu știu cui. De pomană. Articolul 54, așadar, alineatul 2, litera B, întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor. Întoarcerea aia cu... Da, sigur, mai ales pe zăpadă când... Era de sancțiune asta? Mai sunt din ăștia, dar de regulă noaptea. Știți? Când ies copilașii ăștia la drumul mare. Acum, haideți să fim serioși, că am mai văzut că erau domnii polițiști de la Suceava, s-au dus odată, îi fugăreau din parcarea de pe centură, unde s-au adunat. Că n-au mașini tunate, cu boxă, cu un spoiler, cu un eleron. Și fugăreau și de acolo. Am zis, dacă și acolo, în mijlocul câmpului, în afara orașului, vă deranjează, nu mai știu ce să zic. Adică, ok, nu sunt în oraș, să nu tureze mașina, să nu facă zgomot de motoare, să nu facă manevre. Dar s-au dus în câmp, adică lăsați-i în câmp. Da, în fine. Acolo se organizează, știți? După aceea încep și pe drumul public. Litera C vine în așa, la un loc, să zic, la pachet cu litera B. Pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă în gol a roților următoare. Așa, cu scârțit. Da. Pleca de la cu scârțit, cum mai spuneam. Să facă impresie, mai ales așa. Când stă el. Dacă s-a semafor și două. Dar el acolo când ajunge primul și-o plecată, băi, aude tot teatierul. E și aia o senzație interesantă. Da. Circulația asta era probabil nevoie, haideți să vedem. Circulația cu vehiculul la o distanță foarte redusă față de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acesteia, cât și în lateral, sau reducerea bruscă a vitezii de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestea. Era frâna aia de control, așa de... Da. Frâna sau cel care vine în spatele tău și tot deblițează, stifoțează, să venim la pachet, că e și litera E, folosirea repetată a semnalelor sonore și sau luminoase, de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în fața sa să elibereze banda de circulație. O altă flash-urile circulat aproape. O altă porcărie, pentru că fiecare vrea să-și facă legea. Orice ce nu e corect. E adevărat. Le dau dreptate din punctul de vedere al motorului, că motor... Nu se justifică câteodată când nu se dă ăla din față și te enervezi și nu mai poți. Du-te pe banda întâi, ce vorbeam mai devreme. Pentru că n-am învățat cum trebuie legislația. Vedeți că ne găbim fiecare dintre noi, știi? E adevărat. Adică și eu mă găbesc câteodată când îl vezi că stă acolo, merge cu 40, cum spuneați, pe banda a doua.
Bă, băiete! Da, dar sunt situații în care eu merg cu 60 pe banda a doua pentru că eu urmează următoarea intersecție și el mă dă la o parte câte să treacă. Sau, de exemplu, vedeți, când mă încadrez pe banda 1, că am semnal dreapta intermitent, că pot să trec, el vrea să facă la dreapta, dar pe mine mă prinde pe banda 1. Cu ce am greșit eu că am mers pe banda 1 și m-a prins cu larea roșie? Nu, el vrea să mă dau la o parte că el trebuie să facă dreapta. Nu, legislația nu mă obligă. Da. Dar el își face propriu legea lui. Dă-te, domnule, că eu trebuie să mă duc la dreapta. Bun, dumneavoastră vorbiți despre semafoarele care au verde intermitent exact. La dreapta. Exact. Dumneavoastră circulați înainte exact. De pe banda 1. Acolo depinde. Nu te obligă nimeni să te dai la o păi parte. Nu te obligă. Dar el încearcă să te oblige. Din contră, dacă mai... V-ați întâlnit cu situații de astea? Cu foarte multe situații. Mm. Cu foarte multe situații. Am obiceiul de a merge pe jos destul de mult, mai ales seara la o plimbare prin oraș și merg și mă uit în intersecție și îi văd gata. Cea de-a treia probă de examen, îndată se manifestă. Pentru că, știți, suntem balcani, suntem... Sângele fierbinte, nu? Suntem fii de daci. Da, recunosc și eu, dacă sunt într-o situație de asta, fac dreapta și e o singură mașină în fața mea și are de ales între banda, prima bandă și banda a doua și se prăiește pe prima bandă, păi mă uit urât la el, adică mă uit urât. Câteodată te prinde da. Roșu, n-ai dacă ce ești în coloană, dar ești în coloană. Eu, de exemplu, e adevărat, mă adaptez, nu pentru că eu vai... Sfânt, nu. Dar mă adaptez la condiții, că dacă văd că îndată va veni roșu și va trebui să opresc, mă uit imediat în spate, semnalizez stânga și am intrat în banda a doua ca să las totuși pe banda. Că și mie de multe ori nu-mi place, dar sunt situații în care vin școli de șoferi. Nu pot să-l acuz. Îl învață pe banda 1. Păi lasă-l să stea acolo, că asta e situația. Și, știți cum e? În trafic trebuie să te mai și înțelegi cu celălalt. Siguranță, adică, da. Sunt șoferii recunoști, șoferii cu experiență care știu unde se află în momentul ăla și știu ce trebuie să facă, îi recunoști din priviri și comunici cu ei dintr-o privire. Nici nu trebuie să-ți faci foarte multe semne. Te-ai uitat la el, el s-a uitat la tine, știe fiecare ce are de făcut. Absolut. Sunt situații de astea. Apropo de făcut verde la dreapta, eram chiar recent, mi s-a întâmplat. Veneam dinspre poliție la primărie, eram pe prima bandă. În coloană, aglomerat, în spate erau mai multe mașini care făceau dreapta. Pe banda a doua, din proprie inițiativă, un șofer de pe banda a doua a oprit. Era prima mașină oprită și a doua mașină nu a venit. A oprit și a lăsat un loc suficient cât să intru eu pentru a-i lăsa pe cei de pe prima bandă și au plecat vreo 4-5 mașini din spate la dreapta. Fără să ne claxonăm, fără exact, să ne... Exact, doar au, exact. Au, fiecare dintre șoferii care erau acolo au apreciat o situație de trafic și au adoptat un comportament care mai, să mai ușor îi ajute pe tot. Mai ușor să rezolvă aceste lucruri decât cu violență. Pentru că în momentul când ești violent, ăla nu se mișcă, tu nu poți trece, se blochează până te cerți. De multe ori vine verde și tu încă n-ai plecat, mai ai să-i spui ceva lui și așa mai departe. Când ești calm și îți vezi de treabă, ușoară, cel care înțelege să duce, tu te duci, mulțumesc că ai făcut un semn, gata, e altceva. Dar pentru asta trebuie să avem cultură, trebuie să ne obișnuim cu aceste lucruri, că nu numai noi suntem în trafic și nu numai noi avem dreptate. Conducerea mopedului sau motocicletei având contact cu partea coresabilă numai una din roți? Da, păi... cu bicicletele și cu mopedele. Mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalți participanți la trafic care circulă în spatele acesteia. Când da. Dai cu spatele. Că la noi cumva se prezumă dacă este un accident față-spate, se prezumă că cel din spate e vinovat că n-a păstrat distanța. Și de asta mai sunt unii care pun frânele alea mai foarte de asta. Realizarea intenționată unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acesteia, cele drifturi așa despre cum sunt ele denumite, și conducerea intenționată a unui vehicul prin accelerare repetată a motorului de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public. Oricum putem să spunem că sunt oarecum vagi aceste prevedere, aici e vorba despre cu tobele alea goale sau de motocicliști care
trag ambreiajul și trag două, asta până nu ies flăcări pe tobă, ca să îi sperie pe toată lumea. Da, fetițe mele îi plac mașinile, îi plac motocicletele, dar s-a speriat de vreo două pe stradă când a venit așa. Păi da, dar vedeți? Bumul ăla sonic dintr-o dată. Mă întreb de foarte multe ori cum Dumnezeu Sfântul, poliția, rarul, nu se autosesizează. Bă, a trecut odată, l-am auzit, mai trece odată. Poate. Eu stau de acasă și îi aud pe la catedrală cum vâjii pe la 11-12 noaptea, îi aud eu de la mine. Sunt, cum să zic, e un zgomot, mai ales dacă îți place, e foarte frumos zgomotul ăsta, e interesant. Da, și dacă îți plac motoarele, îți plac mașinile, îți place viteza și mie îmi place. Dar trebuie să alegi când. Adică nu în mijlocul orașului, într-o stație aglomerată. Când locuri, într-un cartier care e înghesuit și așa, așa, și tu vii și tragi niște ăsta, zdrâncă-ne geamurile, chiar dacă... De asta, și când te duci pe circuitul de Formula 1, te duci și pentru... toată atmosfera aia de acolo și pentru zgomot. Toate aceste contravenții pe care le-am citit eu sunt sancționate cu amendă între 580 și 725 de lei și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile. Deci asta este cu suspendare. Asta e la comportamentul agresiv. Se trece într-o clasă superioară de contravenții. Circularea nejustificată pe bandă de urgență, citesc și-o prescurtat, nu exact cum e scris în monitor, așadar de la 580 la 725 crește la 1305 până la 2900 de lei și suspendarea de exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Așadar, pe banda de urgență, nu prea avem noi autostrăzi, dar mai mergem. Da. N-avem pe aici, prin zonă, că Culmea, pe noi ne-a uitat cu autostrăzile. Nu prea avem autostrăzi, dar avem accidente pe autostrăzi. Da, avem accidente și Suceava ține steagul sus al 12-lea an, cred că cu primul loc la numărul de persoane decedate în accidente rutiere anul trecut. Se interzice sancțiunea complementară a suspendării permisului pentru 120 de zile, așadar 6 luni să spunem, da. Nu chiar că sunt 120, sunt luni cu 31. 4 luni. Nu sunt chiar 4, nici 4 luni fixe, că sunt 31 de zile, dar sunt acolo aproape 4 luni. Așa, pentru manevra de întoarcere sau de mers înapoi pe autostradă. Pentru executarea pe autostradă, manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, de a circula sau traversa pe un sens de circulație pe celălalt, în zonele interzise, cunoaștem imaginele cu mașini care circulă pe contrasens. Da. Am văzut suficient de multe și în România, de une și bancul ăla numai una, sunt sute. Se majorează. Așa, asta este una foarte importantă și vreau să o discutăm. Se majorează sancțiunea contravențională complementară de exercitare a dreptului de conducere, așadar de la 90 la 120 de zile suspendarea permisului pentru nerespectarea regulilor la nivel de trecerea la nivel cu calea ferată. Sunt. Păi cât? Săptămâna trecută a fost la Rădăuțe. La Rădăuțe sunt una pe lună, cel puțin. Da. Avem o indisciplină în ceea ce privește respectarea legislației la trecerile la nivel cu calea ferată? Când era vorba de dat examene prin localitățile județului, da, Câmpul Lung, se punea problema, zice, dăm doar la Suceava. Pentru că la Câmpul Lung nu avem sengeratoriu, pentru că acolo nu avem cale ferată, pentru că acolo cu tare... Dar este puțin probabil. În momentul când stăpânești mașina și cunoști legislația rutieră, cu adevărat, unii din neglijență, cred, sau nu se uită la aceste indicatoare. Merg dintr-o rutină, așa. Au trecut odată, vreau să 5, vă, vreau să vă spun din experiență personală că am dificultăți în a... vedea semnele de cale ferată. Nu știu de ce. Deci, efectiv, parcă nu le văd pe stradă. Dacă sunt o, nu știu, zonă pe unde... Dacă nu am Waze-ul care să mă anunțe atenție, cale ferată, câteodată, nu că, că sunt panouri succesive la 150, 100 și 50 de metri.
Îl văd abia când e foarte aproape. Efectiv, nu înțeleg de ce. Poate că nu sunt atât de multe, nu sunt obișnuit. Nu știu, vă zic, păi da, efectiv, rutina. Din, da, cei din care din sunt în zonă și trecând zilnic și știe că nu-i trenul, se duc. Parcă nu mai țin cont de această calificată. Ori de fiecare dată trebuie să te asiguri. Asta e partea teoretică. Da. Partea practică se întâmplă cu totul altfel, pentru că fiecare are probleme, fiecare nu și le lasă acasă. Le aduce aici cu el la volan ca să le discearnă, să-și rezolve el probleme din punct de vedere strategic, ce va face în ziua respectivă și evită să se mai uite la aceste indicatoare. Nu-i corect, dar vedeți că să pierd vieți omenești. Și e foarte periculos. Asta foarte este periculos. Este foarte, foarte periculos și o luăm așa foarte ușor. Chiar nu înțeleg de ce. Da, se trece, spuneam, la depășire. Se trece fapta într-o clasă superioară și se majorează sancțiunea contravențională de la 30, se majorează la 60 de zile suspendarea. Era nevoie, este o manevră periculoasă, depășirea, nu știu, neregulamentară. Depășirea este o manevră foarte periculoasă. Dar dacă ții cont de situație și de regulile care duc la această manevră de depășire, este mai simplu. Aici, la această manevră, ambii conducători auto au obligații. Atât cel care depășește, cât și cel depășit. Și atunci, dacă fiecare își respectă regulile lui, cu siguranță se va întâmpla. Dar dacă, după cum observați și te îngrozești mergând pe drumul public cu drum, curbă la dreapta, destul de periculoasă, și el intră prin stânga în depășire fără să aibă această vizibilitate de cel puțin 50 de metri, foarte mulți nu știu să analizeze această sau nu iau în seamă această distanță de 50 de metri. Nu ți-e suficient la o depășire 50 de metri. Ei bine, să am vizibilitate la peste 50 de metri. Dar în momentul în care eu mă deplasez, să spun cu 100 la oră, cel pe care vreau să-l depășesc cu siguranță are 110 sau hai să spun că și el are tot 100 sau are 90. Dacă eu trebuie să merg semnalizând cel puțin 50 de metri în localitate și 100 în afară, mai durează vreo 300 de metri cât merg eu paralel cu el. Mai trebuie 50-100 de metri să reintru în partea dreaptă după ce am semnalizat. La ce mi-ajută această distanță de 50 metri? Dar în momentul în care eu am o vizibilitate și pot analiza, nimeni sau aproape nimeni nu ia înseamnă acele două secunde care te despart de mașina din față. Ca să-mi dau seama unde stau eu. Stau bine dacă încep manevra depășire. Am puterea motorului care să mă ducă în fața celuilalt? Sau eu doar așa? Să spune domnule că o manevră de depășire se execută în două condiții care se pot întâmpla, dar în același timp. Dacă depășirea este permisă și dacă este posibilă. Poate fi posibilă să nu vină nimeni din față, dar sunt într-o zonă interzisă și n-am voie, dar poate nu mă vede nimeni și o duce. Și este situația în care este permisă, dar nu e posibilă. Și nu ia în calcul, zice, cât e doar am mașină tare și imediat riști să-l bagi și pe celălalt depășit în decor, riști să-l agăți și pe cel care vine din față, sau să iasă el în decor să te evite pe tine. De multe ori se întâmplă ca tu să scapi, bine mersi, dar și unul și celălalt să ajungă în decor sau să-și lovească mașinile și nici măcar bunul simț nu are să oprească să vadă ce s-a întâmplat. Da, a fost situație. Da, de asta este bine ca fiecare situație de trafic să fie analizată, cu discernământ să fie analizată. Da. Așa, depășirea, dacă s-a produs un accident, evident crește la 90 de zile suspendarea. La fel și cu prioritatea, acordarea priorității pentru pietoni sau alte vehicule crește la 60 de zile dacă s-a produs un accident la 90 de zile. Un nou prag de viteză. Depășirea vitezei cu 70 de kilometri peste limita legală pe acel sector de drum se sancționează tot cu suspendarea la 120
de zile. E noutatea asta. Da, pentru că legislația vechi... Și nu e greu să depășești cu, mai ales într-o, la Dărmănești, acolo, de exemplu, poți să depășești cu 70 de kilometri limita legală. Cu siguranță, da. Deci avem și aceste porțiuni de drum public în linie dreaptă unde poți să prinzi, într-adevăr, viteză. Sunt drumuri modernizate, sunt drumuri care sunt buni pentru așa ceva și numai că foarte mulți înțeleg situația, mulți nu prea înțeleg. Chiar circulam zilele trecute pe European și stau unii în spatele unui camion la o distanță foarte, foarte mică. Acolo sunt două variante. Ori asta să pună o frână și să te duci cu totul sub lada lui acolo, ori să poți ieși să depășești, dar fără să ai vizibilitate că din față vine sau nu vine cineva. Și gândiți-vă ce înseamnă la el 100 la oră și cu celălalt eu, care tot 100. Tot timpul când se întâmplă astfel de situații, când, nu știu, când mi se bagă oameni în față la limită, când stau în spatele meu la limită, când fac manevre de astea, spun, ok, ai foarte mare încredere în reacțiile tale, no. În... O secundă. Ai foarte mare încredere în reacțiile tale, în viteza ta de reacție, în frânele, în autoturismul tău, în starea tehnică a autoturismului tău, dar câtă încredere să ai un necunoscut în mine, în cel care, nu știu, te bagi în fața mea, câtă încredere poți să ai în viteza mea de reacție și în frânele mele? Poate nu țin frânele sau nu am viteză de reacție, intru în tine. Sau dacă stai în spatele meu, câtă încredere ai în modul în care conduc? Da. Mi s-a întâmplat situații în care să merg cu cineva și spun, dom'le, păstrează o distanță. Nu, dar am frâni bune. Dar n-ai văzut niciodată ca aici să apeși frâna și peste 5 metri să sparg un furtunaș de la un etrier și să nu mai ai frână? O, nu, dar mașina mea e bună. Deci se bazează pe tehnică și tehnica asta te poate lăsa oricând când nu ești pregătit. În concluzie, credeți că aceste sancțiuni mai aspre vor îmbunătăți ceva în traficul din lume? În momentul în care poliția noastră își va face treaba în trafic, în momentul în care, eu știu, de multe ori spun, dom'le, de ce ar sta la pândă acești polițiști și de ce nu li s-ar repartiza câte un sector de drum unde ei se patrulează? Că și așa mașinile poliției se duc de colo-colo. Măcar să aduce... Fiecare când o să vadă că pe un sector de drum, da, de aici și până la Siret sau de aici până nu știu unde, este o mașină de poliție care patrulează, cu siguranță își vor potoli puțin aceste, eu știu, abilități a lor de a conduce cu viteză. S-ar mai potoli, probabil. Dar în momentul în care las că mă descurc, las că poate nu mă prinde, las că poate mie nu mi se întâmplă, Sunt de acord, prezența în trafic este cea mai bună metodă de prevenire. Mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație. A fost domnul Constantin Alexa, profesor de legislație rutieră, președinte al Asociației Alex Group. Să încercăm fiecare dintre noi, începând cu fiecare dintre noi, să fim mai calmi în trafic. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să urmăriți în continuare programele televiziunii Intermedia.